stâng, drept, drept, stâng, drept. Drept, drept, stâng, drept. Fetelor, vedeți că nu e diagonal, alu? Întoarce-te. Domnișoară, uite-te acolo. Aha. Al doilea, da? Ne prinde pe cruce, frați, să rămânem toți curați, călușul să ne unească, de rele să ne ferească, să nu mințim, să nu hulim. Băi, ascultați banda, băi! Gata! Auzi! Binișor, poftim! Două, binișor, binișor, cum ați văzut? Lasă-mi poți ăla, cum mai nebunește. Și iar vede, mă, domnule, toți îmi poți vânătoare! Hei! 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 Stop! De ce nu ești lipit? Nu intră, fete. De ce nu sunteți lipiți voi doi? Voi nu știți ce să petreceți spatele vostru. N-aveți treabă, mă, dă ele peste voi. Ați înțeles? Să-ți trecoară! Că nu și vom juca! Și de ele v-ați scăpa! Bă, să țipați acolo, că vă mănânc! E militarien ansamblu, tată! Nu, domnul Ancea? Aveți microfonul cât mai aproape. Când muncim, trebuie să muncim. Și copiii n-au fost obișnuiți să muncească, pentru că ei lucrează, fiecare unde lucrează. Pentru că nu e un ansamblu de profesioniști. Nu am decât un singur soldat. Nu am decât un singur soldat și cu el doi. Atât. Și cine e primul soldat? Care e soldatul? Să facă un pas în față, că știe să-l facă. De ce soldat? De ce îi ziceți așa? Că el e singur. Pentru că el este angajat deja la armată. Am înțeles, deci el e chiar soldat. Și în rest, fiecare lucrează la diferite serviciuri. Majoritatea sunt elevi. Acum unii sunt chiar la ultima clasă, astăzi au trecut deja examene. Sperăm să fie lucru bun. Și dacă nu suntem severi, nu facem treabă. Lorena, cum ești? Ești un pic astăzi mai uite, ține pe asta, mai tensionată așa, nu? Da. Nu, sunt mai silențioasă pentru că sunt foarte emoționată și sunt mai liniștită. Să știți că e foarte pătimașă și cred că ar merge dacă îi spune cineva acum, uite, o să câștige Doina Bascoveanu, dar trebuie să mergi pe jos până la Argeș și acum asta pleacă pe jos. Da, sigur. Da, mă dedic pentru că noi suntem împreună de 5 ani, iubesc foarte mult, sunt copiii mei și trebuie să câștigăm. Foarte bine, îmi place atitudinea voastră de luptători și de oameni care nu vă dați bătuți. Băi, tu ești cel mai tare, să nu uiți. Da? Da? Bun. Să-i dai un premiu special. Eu o să-i dau un premiu special. Am căpătat așa toți drag de el. Să punctăm din nou ceea ce am făcut și data trecută. Da, ansamblul pe care îl susțin eu este live. Am înțeles. Live cu orchestrație, sunt acolo. Și au venit oamenii cu tot ce trebuie. Da, și le mulțumim colegilor tăi pentru că ne-au ajutat să putem să fim live. Perfect. Cei din Tulcea, baladele Deltei, strigă Tulcea, Tulcea, sunt acum acolo în camera de alături și se uită la tot ce se întâmplă aici în platou. Au și telefoanele mobile pregătite și votează la 1266 Tulcea. Dacă vreți să meargă Doina Bascovului, la 1266 Argeș, da? Sau online la maruta.protv.ro. Așa că dăm drumul la dans. Haideți să stăm în spatele camerelor de filmat, să rămână doar dansatorii aici. Rămâi aici? Da. Perfect. Bate palma. Oameni buni, suntem pregătiți, atenție mare, e primul dans al celor de la Doina Bascovului din Argeș. Iulica, muzica! 3, 2, 1, dans! Ansamblul Bascoveanu l-a mai jucat una la Sparni, dar mi-a rușine! Ei sunt Doina Bascovului din Argeș. Dacă v-au plăcut, SMS la 1266 cu textul Argeș sau online la maruta.protv.ro. Ori Argeș, ori Tulcea, pentru că ei luptă cu baladele Deltei pentru un loc în finală. Este un duel pe viață și pe moarte, oameni buni. Vreau să vă spun că imediat după publicitate o să vedeți că fiecare ansamblu a pregătit câte un dans tradițional românesc tematic. Un obicei românesc tradițional. O să vă placă ce urmează. Este unul senzațional la fiecare ansamblu.